Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni care vă închinați și sărbătoriți Paștele în avans față de sărbătoarea din România, de exemplu, și dumneavoastră toți care vă găsiți oriunde în lume, mesajul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este, va rămâne și trebuie să fie cel mai mare mesaj al tuturor timpurilor, cel mai mare mesaj din creație. Așa cum deseori ni se amintește, citindu-se cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 15, dacă n-a înviat Iisus Hristos, credința noastră este o credință fără rost. Dacă n-a înviat Iisus Hristos, noi suntem încă morți în păcatele noastre și așa vom rămâne. Pentru că nicio religie de sub soare, nicio faptă bună a oamenilor, nicio invenție posibilă vreodată născocită de iscusință sau mintea omului, nu va putea să-l mântuie pe om. Dacă n-a înviat Iisus Hristos, creația care este în această stare de corupție avansată, degradare avansată, nu va putea să fie înnoită niciodată. Dar Iisus Hristos este viu. El a înviat din morți, cu adevărat. Istoria învierii Lui este o istorie proaspătă, ori de câte ori o citim. Adâncimea, prin simplitatea relatării evanghelice, deci adâncime prin simplitate, de fiecare dată va fi o prospețime pentru noi, o înviorare pentru noi, o îmbărbătare pentru noi. Maria Magdalena este în momentele acestea în care îl caută pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Iisus cel mort, este asemenea neprihănitului Iov din vechime, care a făcut și a spus aceste cuvinte: o, dacă aș ști unde să-l găsesc! Și Maria s-a dus să-l caute, să-l găsească. Ea s-a găsit la locul potrivit, în momentul potrivit. În seara aceasta, pentru dumneavoastră care sunteți în casa de rugăciune și în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră care urmăriți acest mesaj, aș vrea să vă spun, suntem la locul potrivit, în momentul potrivit. Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Iisus Hristos este cu noi. Înainte de a rosti mesajul propriu-zis, care se intitulează Din ziua învierii, din ziua învierii, deci de atunci încoace, aceasta este semnificația, introductiv, aș dori să menționez, frați și surori, doamnelor și domnilor, câteva lucruri, poate pentru unii lipsite de importanță, legate de argumentele învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Pastorul Crincioș Ștefan a vorbit atât de plăcut și atât de frumos dimineață despre mormântul gol. Trei argumente voi menționa și eu și voi vorbi despre mormântul gol în introducerea mea. Mormântul gol este unul din marele argumente că Iisus Hristos a înviat din morți. Și uitați de ce. Pentru că liderii religioși evrei n-au contestat niciodată existența mormântului gol. Ei n-au contestat lucrul acesta. Dimpotrivă, au inventat o poveste ca să justifice de ce a fost mormântul gol, și anume furarea lui Iisus de către ucenici. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, mormântul gol este un argument mai greu în favoarea învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos decât ne putem noi închipui. Și știți de ce? Pentru următorul aspect. Dacă veți urmări cu atenție și vă veți uita în cuvântul Domnului, surprinzător, repet, surprinzător, cei care au crezut în înviere n-au fost ucenicii, ci cei care au crezut în înviere au fost liderii religioși, evrei. Ați auzit bine? Dacă vă uitați în Evanghelie, în relatarea Evangheliei,
Luca 24:11. Despre înviere, apostolii au crezut că este un basm. În Luca 24:41 și în Ioan 20:9, despre înviere, pe de altă parte, ei au crezut că aceasta nu este posibilă niciodată. Un lucru de necrezut. Uitați ce spune în versetul 9 din Ioan 20. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Potrivit Luca 24:25, apostolii n-au putut să-și amintească nici o profeție despre înviere. De ce credeți că Iisus Hristos i-a mustrat pe cei doi ucenici care mergeau de la Ierusalim la Emaus când a zis: o, nepricepuților, oameni înceți la judecată și la logică când este să credeți tot ce au vorbit profeții despre aceste lucruri. Repet, uimirea mare la mormântul gol este aceasta. Nu puteau, nu l-au furat ucenicii pentru că ei n-au crezut în înviere. Cei ce au crezut în înviere au fost liderii religioși evrei. Dacă vă uitați în Matei, capitolul 27, de la versetele 62 la 66, cuvântul Domnului spune că ei, liderii religioși, au fost aceia care s-au dus la Pilat și au spus: ne-am adus aminte că înșelătorul ăsta a spus că o să învieze după 3 zile. Ne temem să nu se întâmple așa, pune paza la mormânt. Mormântul gol este un argument în favoarea învierii cu o greutate mai mare decât o vorbire obișnuită. Apoi, este interesant că acești lideri religioși, uitați cum gândesc oamenii și soldații romani din timpul acela. Liderii au zis către soldații romani: uite, noi construim minciuna. Voi ați dormit și erau cel puțin 16 soldați de pază. Era imposibil tot să dormă odată la aceeași oră. Deci este ilogic tot să dormă odată la aceeași oră. Voi ați dormit și ucenicii i-au furat trupul. Aceasta era o pedeapsă capitală în armata romană, să dormi la postul de veghere. Pentru mine, când studiez Scriptura, este uimitor că soldații care au văzut pe liderii religioși venind la șeful lor, la ofițer, venind la guvernator, de asemenea la Pilat, ca să complotească uciderea Mântuitorului Iisus Hristos, soldații s-au încrezut în cuvântul acestor oameni setoși de sânge. N-aveți nicio problemă, că noi aranjăm scăparea voastră. Ei care au văzut pe acești lideri religioși condamnând la moarte, cerând condamnare la moarte, s-au încrezut tocmai în povestea lor: nu o să vi se întâmple nimic. Și astăzi, oamenii care nu vor să creadă în Hristos, mai repede se vor asocia cu aceia care au făcut ieri o crimă, decât să se asocieze cu oameni temători de Dumnezeu. Este ciudat acest fapt între oameni. Al doilea argument, care vine și confirmă învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este mărturia femeilor. Mărturia femeilor. Astăzi, cum s-a menționat deja și cum știți din presă, din informația mass media, tocmai cartea aceasta care este pe piață și s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare, Codul Da Vinci, al lui Dan Brown, este bazată pe așa zise evanghelii care au fost ascunse de biserică, pentru ca biserica nu cumva să fie dată pe față că este altceva decât ceea ce este. Evanghelia Mariei Magdalena, Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Toma. Și acum, mai recent, de o săptămână încoace, avem și Evanghelia lui Iuda. Mâini pomeni o să avem Evanghelia lui Hitler, Evanghelia lui Ceaușescu și Evanghelia lui Stalin. Și oameni care vor crede că sunt inteligenți și au făcut cercetare științifică, se vor grăbi să apară la televizor și în presă cu noile descoperiri. Rușine științei pentru astfel de inteligență. Lumea caută să denigreze evangheliile, cele patru pe care le avem: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar, frașii și surori, doamnelor și domnilor, cel mai mare argument, vă rog să fiți atenți, cel mai mare argument
că evangheliile cele patru sunt adevăratele documente despre Domnul Iisus Hristos și despre învierea Lui. Este acesta argumentul femeilor. Ucenicii apostolii au fost atât de sinceri și au zis: domnilor, noi n-am avut niciun argument să demonstrăm că Iisus a înviat din morți. Știți cine i-a dus argumentul? Niște femei. Și în societatea iudaică, un argument din partea unei femei și din partea unui păstor era similar cu nimica. În cortul de judecată iudaic, în procuratura iudaică, în tribunalele iudaice, niciodată nu se lua în considerare un argument al unei femei și un argument al unui păstor. Nu păstor ca mine, a unui cioban. Eu sunt păstor. Despre păstor se spunea că ei sunt murdari tot timpul, pentru că stând fie în fruntea, fie în urma turmei, călcând mereu un bălegar, ei sunt nesfinți, spurcați. Și de aceea, chiar dacă erau martori la o crimă, mărturia lor era neprimită în tribunalele iudaice. Despre femei, unii dintre cei mai ultra-ortodoxi, mai ultra-credincioși, aceștia care, dacă ar fi în vremea noastră, sunt și printre noi unii, care numai la 380 de volți lucrează, așa de puternici, de sfinți, ultra-ortodoxi. Aceștia se rugau, de obicei se spune în istorie, în fiecare zi: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt păcătos și îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut femeie. Îmi cer scuze, surorilor. Mi-o să aveți respect în Biserica Emanuel. Și dovada că evangheliștii n-au căutat să fabrice argumente. Un om care vrea să demonstreze ceva, că nu are argumente, fabrichează argumente. Dar apostolii n-au avut niciun argument. Și au zis: știți unde am învățat? De la femei. Atunci n-a înviat. Ba tocmai acesta este argumentul că Iisus este viu, pentru că ei nu creează și nu fabrichează argumente care nu există. Iisus este viu. Și de aceea, dacă este încă vreun tânăr sau cineva care mă obișnuiește să citească și zice: domnule, aș vrea să văd și Evanghelia lui Iuda, fă donația aceea la biserică și lasă-l pe Iuda acolo unde s-a dus. Știți unde a mers. Dacă nu mă întrebați la urmă. Argumentul învierii, argumentul femeilor. Și apoi, un al treilea argument pe care vreau să-l menționez este observarea mormântului gol de către Petru și Ioan. Este în Ioan, capitolul 20, primele 10 versete. Dacă vă uitați la acest pasaj, aici este un argument foarte, foarte puternic în favoarea învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Și anume, este unul din argumentele cele mai fine, mai subtile pe care Evanghelia le-a introdus și care spulberă odată și pentru totdeauna mitul acesta creat de liderii evrei că ucenicii i-au furat trupul sau cineva, dacă nu ucenicii, niște prieteni de-a lor, i-au furat trupul. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului din Ioan 20, de la versetele 5 la 8, de trei ori este folosit cuvântul a vedea. Ia uitați-vă, versetul 5, s-a plecat, este vorba de Ioan Apostolul, și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Apoi, în versetul 6, a doua oară unde este folosit verbul a vedea, Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sus și pus într-un loc singur. Și apoi în versetul 8, atunci celălalt ucenic, este vorba din nou de apostolul Ioan, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Am să vă spun cel mai subtil aspect care există în Evanghelie, care spulberă mitul acesta, și anume, este verbul a vedea. În 20:5 din Ioan, spune că apostolul Ioan s-a dus la mormânt, s-a plecat, s-a uitat și a văzut. Atât. Verbul folosit aici în limba ebraică este verbul grecesc blepo. Blepo. Însemnează a vedea fără să dai atenție la detalii. Este tipic bărbaților. De exemplu, când vin dintr-o călătorie și dacă se întâmplă să fi fost la vreo nuntă, soția mă întreabă: cum a fost mireasa? Singurul cu care știu a fost albă.
Așa. Cum a stat, nu știu ce, agrafă sau... Blank. Blank. Blepo. S-a uitat și a văzut, fără nici un detaliu. Al doilea verb folosit pentru a vedea în acest text, pentru că este tehnică limba greacă și limba ebraică, este în Ioan 20:6, este verbul a vedea, însă este teorei, care vine de la teoreo. Ce însemnează? Că avem și în limba română, teoreo. A teoretiza. Petru s-a uitat, și fiți atenți, aici este argumentul, care spulberă mitul furării trupului. Dar Petru s-a uitat cu teoreo, adică cu analiză logică. S-a uitat la detalii. Și unul din detaliile care l-a frapat pe Petru și mă frapează și pe mine și trebuie să te frapeze, să te uimească și pe tine, este acesta. Cum trupul este la morților, la evrei, este învelit în fâșii de pânză, peste care se toarnă mirodenii ca să nu miroase imediat prea puternic descompunerea cadavrului, fâșiile de pânză în care a fost învelit Iisus Hristos au rămas la fel, ca și când mortul fi fost în ele, deci erau goale. Însă detaliul cel mai simplu și cel mai mare este acesta. Spune că acoperitoarea care a fost pusă pe capul lui Iisus, un fel de prosop, dacă vezi dumneavoastră, v-ați uitat ce spune în versetul 6 și 7? Ia uitați-vă. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus, atenție vă rog, și noastră care vă uitați pe internet, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Teoreo. Petru a zis, domnule, dacă l-ar fi furat cineva, îl fura cu haine cu tot, în grabă. Dar se vede că nu l-a furat nimeni, aici s-a întâmplat ceva. Și uite ce s-a întâmplat. Cine a fost în mormântul acesta să se ocupe de trupul lui Iisus Hristos a fost atât de migălos că i-a luat ștergarul de pe față, l-a împăturat frumos și l-a pus într-un colț. Împăturirea ștergarului. Un hoț nu umblă să lase ordine, el fură să facă dezordine, nu? Și Petru a zis, teoreo. Asta înseamnă pentru mine că Iisus a înviat. Și cred că Petru s-a întors către Ioan și a zis, Ioane, come in. Hai că tu nu mai te-ai uitat! Intră și tu! Și cuvântul Domnului spune în versetul 8 acum. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și a uitat ce spune. Și a văzut și a crezut. Este al treilea verb în limba greacă folosit pentru verbul a vedea. De data aceasta este folosit verbul oida. Oida. Verbul oida. Însemnează a vedea cu cele mai mici detalii și a face o concluzie logică. Când a intrat și Ioan și s-a uitat, a zis către Petru, ai dreptate, uite cât este de frumos împăturat prosopul acesta pus aici. Știi cine ne-a lăsat semnul acesta? Iisus Hristos. Iisus a știut că Petru și Ioan se vor duce acolo, pentru că el știe toate lucrurile de dinainte. Și a trebuit să le lase un semn, să știe că el s-a ocupat personal de învierea sa, pentru că el spusese în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 17 și 18. Tatăl mă iubește, fiindcă am puterea să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila, nu mă pot omori evreii sau romanii. O dau eu de la mine. Și pentru că el o dă și și-a încredințat trupul în mâna tatălui, a putut să-și ia înapoi de acolo ce-a încredințat și acum a lăsat un semn pentru ei și a zis, acela va fi un semn că ceva supranatural s-a produs în mormânt și anume este învierea glorioasă a Mântuitorului Iisus Hristos, mărit să fie Domn. Și bineînțeles, frașii și surori, doamnelor și domnilor, că noi putem să vorbim multe lucruri, am vrut să menționez aceste trei pentru că sunt vorbite cele mai des, menționate cele mai des și uneori sunt banalizate probabil în felul în care le auziți sau în felul în care ne grăbim să vi le spunem și nu dăm atenție tocmai la ceea ce trebuie, la detalii, dar în Sfânta Scriptură excelența lui Dumnezeu se vede în detalii.
Se vede în detalii. Și am vrut neapărat să vedeți aceste detalii și argumente pentru care Iisus Hristos este viu. După această introducere puțin mai largă și mai neobișnuită în predicare, haideți să ne întoarcem la mesajul pe care l-am anunțat. Din ziua învierii. Cine spune prima zi a învierii? Cine poate comunica astăzi? Exact ce s-a spus în ziua întâi a învierii, frașestrilor, doamnelor și domnilor, se vorbește și astăzi. Și aș vrea să notați asta. În primul rând, prima zi a învierii, dovada că Iisus este viu, este vorba despre o nouă relație cu Iisus. O nouă relație cu Iisus. În versetul 17, partea 1 din Ioan 20, cuvântul Domnului spune în felul următor. Nu mă țineai, sunt cuvintele lui Iisus pe care îi le adresează Mariei, Magdalena. Nu mă țineai, a zis Iisus. Don't cling to me, Jesus told Mary Magdalene. Nu mă ținea. Și acest argument vrea să spună, frașesturilor, doamnelor și domnilor, că o nouă relație s-a stabilit între Iisus Hristos și omenire. Ce însemnează aceasta? Aș vrea să vă explic puțin versetul acesta. Pentru că în continuare Iisus Hristos spune că pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Dar tu du-te și spune fraților mei că o să se întâlnească cu mine. Ceea ce vrea să spună versetul acesta este următorul lucru. Nu vrea să spună că Iisus Hristos încă nu s-a întâlnit cu Tatăl Ceresc. Nu vrea să spună lucrul acesta. Ci vrea să spune că Iisus Hristos încă nu s-a înălțat la cer. Încă nu s-a înălțat la cer. Nu că nu s-a întâlnit cu Tatăl Ceresc, că au mai trecut încă 40 de zile până când El s-a înălțat la cer. Însă Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru. În aceste 40 de zile voi fi cu voi, Maria Magdalena. Și o să vezi că o să mă întâlnesc și cu apostolii. Am să mă întâlnesc cu voi în diferite locuri. Însă, până în momentul acesta și în următoarele 40 de zile, o să aveți ocazia să mă vedeți. Aceste 40 de zile vi le acord cu următorul scop. Să vă dezobișnuiesc de ce ați știut până acum. Până acum, dacă ați avut o problemă, ați venit și ați căzut la picioarele mele și m-ați prins și m-ați îmbrățișat și ați plâns și ați zis, dacă i-aș atinge măcar poala hainei, îmi face bine. Mario, Magdalena, de aceea încolo relația mea cu voi este alta, nu este o relație fizică. Eu mă înalț la cer de aici încolo. Dacă aceasta va fi dorința ta continuă, să mă îmbrățișești, să mă strângi, n-ai să mă poți cunoaște, n-ai să mă poți vedea. De aici încolo trebuiește o relație nouă, pentru că trupul meu de aici încolo este un trup spiritual, nu este un trup fizic. S-a dus experiența aceea pur fizică. Și anume, uitați detaliile pe care le învederează cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin trei. Umblarea de aici încolo, de relația nouă care se face cu Domnul și care îi explică Mariei Magdalene și îi explică ție și îi explică mie încă din prima zi a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, este că noi umblăm înaintea lui Dumnezeu nu prin vedere, ci cum? Cum? Prin credință. Mi-ar place, vă spun și vă mărturisesc lucrul acesta cu sinceritate, mi-ar place să pot să-L îmbrățișez pe Iisus Hristos. Mi-ar place să pot să cad la picioarele Lui. Dar Iisus Hristos a spus, nu, 33 de ani și jumătate am fost pe pământ și în acești 33 de ani și jumătate am avut trupul vostru omenesc. Eu acum am murit și am înviat din morți. Am înviat din morți cu un trup glorios, cu un trup glorificat. Trupul acela care era material și cu care m-ați văzut era cal vostru, fără de păcat. Însă, deși seamănă de aici încolo cu ceea ce am avut înainte, nu mai este un trup de carne, este trup glorificat, este divinizat, este schimbat, dacă vreți, într-un limbaj mai simplu. Este transformat de puterea divină a lui Dumnezeu. Și de aici încolo, relația mea cu voi nu este o relație de umblare fizică, soț, soție, prieten, în frați, împreună, nu, ci relația mea deci încolo este o relație nouă și anume, nu mai umblați cu mine și nu mai aveți legătura cu mine prin vedere, ci prin credință. Ioan 20:29, cuvântul Domnului, tocmai aceasta este în aceeași zi, în aceeași seară, adică o săptămână mai târziu, mai precis, Toma a lipsit de la meetingul când Iisus Hristos a arătat ucenicilor săi și pentru că a lipsit de la acest meeting, o săptămână mai târziu, îl vede, se întâlnește și cu Toma. Și aduceți-vă aminte ce spune Mântuitorul Iisus Hristos lui Toma. Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Dar vreau să spun relația nouă care trebuia să de aici încolo. Fericii de aceia care vor crede, chiar dacă nu mă văd fizic cum mă vedeți voi. În 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu tocmai aceasta spune, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, mărturisește în felul următor, fiindcă noi umblăm prin credință,
nu prin vedere, Mario m-ai atins, m-ai îmbrățișat. Atât. De aici încolo trebuie să înveți, că trebuie să crezi, să umbli cu mine, să crezi în mine, nu prin vedere, ci prin credință. A doua dimensiune, evidențierea esențialului de aici încolo. Nu că era neesențial trupul Domnului nostru Iisus Hristos, nu mă înțelegeți greșit. Evidențierea esențialului, esențialul este cuvântul lui Dumnezeu. De aici încolo, Mario, du-te și spune fraților mei că am înviat din morți. Dar oare mă vor crede? Aceasta este esențial, să le spui că am înviat din morți. Ori dacă vreți dumneavoastră un argument mai puternic în această direcție, îl avem tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus mai înainte. Atunci când Evanghelistul Luca ne amintește despre acea pildă pe care o dă Iisus Hristos și care este reală. Când bogatul acesta a murit și a ajuns în iad și Lazar săracul a ajuns în sânul lui Avraam sau ceea ce era raiul până la Domnul nostru Iisus Hristos. Bogatul acela care se chinuia, spune cuvântul Domnului Iisus Hristos, adânc în iad, a spus aceste lucruri. Părinte Avraame, înțeleg că tu ești șeful raiului aici, era înțelegerea lui simplist acolo. Știi ce te rog? Îngăduie unuia să învieze din morți și să se ducă. Eu mai am 5 frați. Dacă eu cel puțin am ajuns în iad, frații mei să ne ajungă în iad și să le spune că uite, se poate, este iad și este rai și va fi înviere din morți. Te rog frumos! Ce le-a răspuns? Ce a răspuns? Au acolo pe Moise și profeții, au legea și profeții. Umblarea cu Dumnezeu se face prin cuvânt. Esențialul este, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Foarte mulți reușesc puține cu Dumnezeu pentru că se îndoiesc de cuvânt. Se îndoiesc de mesajul lui Dumnezeu. Se îndoiesc de puterea acestui cuvânt divin. Însă Domnul nostru Iisus Hristos ne arată din prima zi a învierii o relație nouă. Nu prin vedere, prin credință. Evidențierea esențialului. Nu neapărat o întâlnire de tipul Mariei Magdalena, ci dând greutate puterii mesajului. Du-te și spune fraților mei că am înviat din morți. Și argumentul cel mai puternic, acest cuvânt, acest mesaj trebuiește crezut, este faptul, frați și surori, doamne și domnilor, că mesajul acesta are putere de schimbare. Dacă n-ar avea putere de schimbare mesajul acesta, că Iisus este viu, dacă n-ar avea putere de schimbare cuvântul lui Dumnezeu, atunci Biblia aceasta ar fi o carte ca și cărțile religioase, ca și Coranul, ca și Vedele, cărțile budiștilor, a hinduiștilor. Nu, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Unul din cei mai grei, dacă vreți să folosesc acest termen, oameni, teologi, americani, mondiali, care trăiesc la ora actuală, vă invit, căutați cărțile și citiți. Lee Strobel. El are câteva cărți. The Case for Christ, The Case for Resurrection, The Case for Crucifixion, The Case for God, The Case for Creation. Cazul Hristos, cazul creației, cazul învierii. Lee Strobel. Este un om de o inteligență rară. A fost un ateist convins. A terminat dreptul la Universitatea Yale. După ce a terminat dreptul la Universitatea Yale, a practicat pentru o vreme avocatura, o minte briliantă. Și atunci oamenii l-au văzut că este deștept. Redactorii șef de la Chicago Tribune, unul dintre cele mai mari ziare din Statele Unite, ca și New York Times, ca și Los Angeles Times, Chicago Tribune. I-a scris o scrisoare lui Lee Strobel și a zis, vino la noi și vei fi redactorul cu probleme legale la Chicago Tribune. Și s-a dus și a lucrat la Chicago Tribune cu probleme legale, editorul legal al acestui ziar de mare tiraj, milioane de exemplare. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva, este mărturia lui Lee Strobel, și anume, soția lui s-a pocăit. Și Lee Strobel mărturisește, eu am fost un ateist convins, m-am născut în familie de atei. Ateist convins, pentru mine nu există Dumnezeu, n-a existat Dumnezeu. Dar am văzut că ceva s-a întâmplat cu soția mea. Și am urmărit pe soția mea să văd ce s-a întâmplat cu ea. Și am văzut că soția mea este complet diferită. Soția mea are altă atitudine, soția mea are alt limbaj, soția mea are altă umblare, soția mea are altă privire, soția mea are alte prieteni, soția mea are altă inimă. Și pentru că am văzut schimbarea aceasta în soția mea, spune Lee Strobel, atunci am zis, hai să studiez să vedem care este problema cu Iisus Hristos. De aceea a scris cartea aceasta, The Case for Christ. S-a dus și a intervievat pe 13 cei mai mari teologi ai timpului.
Și a pus cele mai dificile întrebări pe care un avocat poate să le pună oamenilor în orice împrejurare, în cazul de față, unor teologi despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Și Lee Strobel, în urma acestei investigații, după ce a văzut schimbarea în soția lui, Lee Strobel este astăzi unul dintre cei mai efectivi lucrători creștini de care se bucură Biserica lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Cuvântul, mesajul, Mario, de aici încolo, du-te, mesajul meu, aceasta este important. Spune-le că sunt viu. Cuvântul lui Dumnezeu este similar cu Dumnezeu, pentru că, în sensul că reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a spus, aceea este adevărul. Nu trebuie să se îndoiască nimeni de cuvântul lui Dumnezeu, de mesajul învierii. Dacă Iisus a spus, eu sunt viu în vecii vecilor, să crezi că este viu în vecii vecilor. Dacă El a spus, dacă eu trăiesc și voi veți trăi, să crezi că și tu și eu putem să trăim această viață. Puterea cuvântului lui Dumnezeu este să nască credință și această credință să salveze, să mântuie. Evidențiază esențialul. Și apoi este a treia dimensiune în această nouă relație cu Iisus, pe lângă, nu prin vedere, deci de aici încolo relație nouă, până acum m-ați ținut de mână. De acolo nu o să mă mai puteți ține de mână. Umblați prin credință. Până acum ați umblat cu mine, de aici încolo evidențiază esențialul. Esențialul este cuvântul meu, că nu voi mai fi multă vreme între voi în trup de carne. Și apoi este a treia dimensiune la relația aceasta nouă pe care o stabilește Mântuitorul când îi spune Mariei Magdalena, nu mă ținea sau nu mă atinge, nu mă ținea practic, acestea sunt cuvinte. Ceea ce ne spune este să nu carnalizăm spiritualul. Do not carnalize the spiritual. Să nu carnalizăm spiritualul. De ce? Și vă rog să ascultați cu atenție, mai ales dacă urmărindu-mă pe internet sunteți de altă confesiune decât cea pentecostală sau evanghelică. Dacă în seara aceasta aici în Biserica Emanuel sunteți de altă confesiune, de exemplu de confesiune istorică noastră, veți înțelege greutatea argumentului pe care Iisus l-a spus Mariei, argumentului pe care l-aduc eu în fața mea voastră. Este aceasta ce s-a întâmplat în prima zanverie și trebuie să se repete și în ziua de astăzi și până va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Oamenii au tendință să carnalizeze spiritualul. Știți ce putea să se întâmple? Maria Magdalena, pentru că tocmai aceasta este și cartea lui Dan Brown. Tocmai aceasta este marea rătăcire într-un mare segment în mișcarea romano-catolică. Este carnalizarea spiritualului. S-au vândut de-a lungul secolelor așchii de lemn. Și au zis, este așchie de unde? Din crucea lui Iisus. Și oamenii s-au dus cu grămada să cumpere o bucățică de așchie din crucea lui Iisus Hristos, să o pupe în fiecare zi, că o să se întâmple ceva cu ei. Nimic nu se întâmplă cu tine, dragul meu. Maria, o să te duci și o să zici, l-am prins de picioare, l-am strâns, i-am atins păpuci, uite, mi-o lăsa mie, cu păpuci aceștia am să umblu și pe cât îi ating cu păpucul acesta, nu crede cu păpucul, toți se vindecă, toți se fac bine. Nu carnaliza spiritualul. Este povestea aceasta foarte frumoasă, de rob, cămașa lui Hristos. Ați auzit de ea, nu? Știți cum zic românii? Gogoși. Gogoși. Au fugit, s-o ascundă, făcea minuni pe oricine atingea. Iisus Hristos a ținut neapărat să nu rămână, să nu se păstreze urmele fizice ale îmbrăcăminții lui, ale crucii lui. Se vând și astăzi, la ora la care eu vă vorbesc, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este mai mare rușine în creștinism, este mai mare rușine pentru cei care carnalizează spiritualul, îmbracă în formă fizică spiritualul. Sunt 1960 de cuie în diferite muzee din lume. Ați auzit bine? 1960 de cuie și fiecare muzeu pretinde că sunt cuile cu care a fost răstignit Iisus Hristos. Giulgiu din Torino. O altă poveste. Nu. Iisus Hristos are trup spiritual acum. Și Iisus Hristos îți cere ție din prima zi a învierii, Mario, uită ce ai știut până acum. De aici încolo este o lume nouă. Este lumea Tatălui meu și lumea mea și lumea Duhului Sfânt. În lumea aceasta am să vă duc și pe voi.
De aceea, dați importanță cuvântului pe care vi-l rostesc, dați importanță mesajului pe care vi-l spun, pentru că acest cuvânt reprezintă caracterul meu. Eu sunt viu și dacă tu crezi acest mesaj, eu am toată puterea în cer și pe pământ, a spus către apostol, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Dacă tu, dacă eu, dacă oricare care mă ascultă în această seară, în această zi, credem că El are toată puterea în cer și pe pământ, credeți lucrul acesta? Atunci vindecă, atunci mântuie, atunci face minuni. Dar dacă umblă cineva să mai găsească o potcovă de pe măgarul lui Balaam și să creadă cu aceasta face minuni, dă-mi voie, dragul meu, nu te ironizez, îți spun lucrurile acestea să-ți vin fire. Iisus Hristos îți cere să deschizi cartea Domnului, așa spune în această carte. Cercetați scripturile, pentru că s-o cotiți că în ele este viață, nu în povești și în basme nemuritoare. Primul lucru pe care ziua învierii, pe care momentul învierii îl aduce, este o nouă relație cu Iisus, o nouă relație, una prin credință, una a cărui aspect ne cere să nu carnalizăm spiritualul, pentru că în felul acesta, știți ce se întâmplă? Se cade în idolatrie. De ce credeți dumneavoastră că spune la Romani 1:25 Apostolul Pavel aceste cuvinte? Fiindcă s-au crezut înțelepți. Spune cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat o parte din omenire în pornirea minții lor blestemate, așa că aceștia se închină mai degrabă creației decât Creatorului. Citiți Romani 1:25 și se închină la stele, la lună, la haine, la tot felul de lucruri, la oase, la moște, la... Închinarea noastră este pentru Iisus Hristos. Și închinarea ta trebuie să fie la Iisus Hristos. Al doilea lucru, în al doilea rând, o nouă misiune de la Iisus în prima zi. O nouă misiune de la Iisus. Din nou în versetul 17 din Ioan 20, partea a treia versetului, ci du-te la frații mei. Iisus Hristos a spus Mariei Magdalena, o nouă misiune, misiunea aceasta, misiunea pe care ți-o spun, este aceasta. Contemplarea singură nu-i suficientă în creștinism. Asta numai așa zice, vai ce frumos este Iisus Hristos. Maria putea să se pună în genunchi acolo în grădina aceea a mormântului și să zică, vai, 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 ce-am văzut, ce-am văzut. Nu, Iisus Hristos a spus, nu Maria Magdalena, nu. Nu. Contemplarea este bună, meditația este bună, dar nu-i suficient în creștinism. Tu trebuie să te duci. Dacă vă uitați în Marcu 5:19, cuvântul Domnului, tocmai acest lucru îl spune. Este acest îndrăcit din Gadara care a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Și după ce a fost vindecat și omul acesta i-a venit mintea la loc, s-a îmbrăcat și umbla ca un om normal, atins de Dumnezeu, spune că s-a dus la Iisus Hristos și a zis, vreau să rămân cu tine, să stau aici lângă tine, să-ți absorb cuvintele, să te văd tot timpul. Iisus i-a spus, nu. Nu. Du-te la ai tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul. Du-te în casa ta, frați și surori, doamne și domnilor, dacă Dumnezeu v-a făcut bine, dacă acest cuvânt al Sfintelor Scripturi v-a născut din nou și m-a născut din nou, dacă puterea învierii lui Iisus Hristos a intrat în noi și ne-a făcut făpturi noi, nu ne-a creat făpturi noi, nu ne-a făcut făpturi noi puterea aceasta a mesajului învierii, ca noi să stăm acum în reverii și să vedem cât mai visăm despre Dumnezeu. Nu! Uitați-vă în casele noastre, uitați-vă în casele din care faceți parte, câți acolo așteaptă să audă că ați vorbit cu Dumnezeu, câți așteaptă să audă că s-a întâlnit Dumnezeu cu voi, câți așteaptă de lângă voi să vadă și să-i spuneți, Iisus Hristos este viu, m-am întâlnit cu El, am vorbit cu El. Lumea de astăzi crede o minciună și cumpără 30 de milioane de exemplare din cartea lui Dan Brown, Codul Da Vinci, pentru că este dus în eroare să cadă o minciună. Du-te și spune, Iisus este viu. Căutați în cartea Domnului și citiți. Nu basme băbești. O nouă misiune. Ocupă-te întâi de-ai tăi. Du-te întâi la-ai tăi. Trebuie să ridicați. Trebuie să îmbărbătați. Trebuie să aduci la Hristos. Bucuria mesajului învierii trebuie să fie comunicată tuturor cât mai repede posibil. Și apoi este cel de-al doilea aspect, frașesturilor, doamnelor și domnilor, în misiunea aceasta. Bucuria învierii nu trebuie ținută doar pentru sine. Dacă stai numai în meditație, nu este bine. Dar nici bucuria mântuirii s-o ții numai pentru tine, bucuria învierii. De ce? Este prea multă tristețe afară.
Este prea mult necaz afară, frați și surori. Este prea mult necaz în familiile noastre. Este prea multă teamă și frică de moarte în casele noastre. Dacă vă uitați în Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 18, spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos tocmai de aceea a venit la frații săi, s-a coborât între noi oameni, în poporul evreu, în cazul de față, tocmai de aceea a venit la frații săi să poarte un trup ca al nostru, dar fără de păcat, și pentru că tot spune, se temeau de moarte, a venit ca să nimicească pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul, pentru ca cei ce trăiau sub teroarea morții să nu mai trăiască sub această teroare. Bucuria învierii trebuiește dusă la toți fricoșii. Nu este om care să nu se teamă de moarte. Nu este om care să nu se teamă de moarte. Când îl ai însă pe Iisus Hristos în inimă și în viață, nu-ți mai este frică de moarte. Pentru că și dacă mori, știi că moartea nu este o finalitate, ci este o antecameră, o trecere dincolo la acela pe care l-ai crezut, dacă ai murit în credință. Nu-ți mai este frică. Bucuria mântuirii nu trebuiește păstrată doar pentru tine, trebuiește comunicată tuturor. Și apoi, în al treilea rând, cel de-al treilea aspect care s-a văzut în ziua învierii și trebuiește văzut și astăzi, frați și surori, este un nou argument de la Iisus. Un nou argument de la Iisus. Uitați-vă din nou în versetul 17, aceeași parte, a treia. Ci du-te la frații mei. Repet ceea ce vă spuneam mai înainte, frașesurilor, doamnelor și domnilor. În Sfânta Scriptură, una din tehnicile esențiale pe care Dumnezeu le folosește sunt detaliile, lucrurile mici, lucrurile mărunte. Până la învierea din morța Domnului nostru Iisus Hristos, urmăriți vocabularul lui Iisus Hristos, urmăriți relația lui cu apostolii săi și aceste trei lucruri vor fi spuse lor. Robi, ucenici și prieteni. Robi, ucenici și prieteni. Nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Este în momentul când Iisus Hristos este vândut. Dar acum El a înviat din morți. A înviat din morți și Mariei Magdalena și ție, în prima zi a învierii și mie îmi spune astăzi, cuvântul acesta de ordine care a fost folosit până acum nu va mai fi folosit. Pentru că argumentul care îl aduce Iisus Hristos este acesta, frații mei, argumentul lui Iisus este frații mei. De aici încolo o terminologie nouă. De ce? Pentru două aspecte, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru două aspecte. Primul argument este un argument profetic, când Domnul Iisus Hristos folosește acest termen. Du-te și spune la frații mei. Primul aspect este aspect profetic. În vechime, s-a întâmplat odată că cineva l-a preînchipuit pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o manieră extraordinar de aproape. Numele lui este Iosif. Numele lui este Iosif. Pentru frații săi, Iosif este un străin. Pentru frații săi este un străin când era acolo în Egipt. Dar în sfârșit a venit vremea ca Iosif să se reveleze fraților săi și să spună, eu sunt Iosif, fratele vostru. Și știți ce a însemnat lucrul acesta? Când el s-a revelat cu această terminologie, eu sunt fratele vostru, acei 11 frați ai lui Iosif au putut să urdă din gura lui Iosif a fratele lor următoarele cuvinte. Voi sunteți niște muritori de foame. Voi sunteți un neam care sunteți pe punctul de a pieri din pricina lipselor de tot felul a secetei care bântuie lumea aceasta aici. Voi, de 7 ani de zile nu mai aveți, în 7 ani de zile vi s-au epuizat toate rezervele. Voi sunteți gata să deveniți robi, să vă vindeți pentru o bucată de pâine. Însă eu sunt fratele vostru, eu sunt răscumpărătorul vostru. Pentru voi eu însemn pâine, pentru voi eu însemnez izbăvire, pentru voi eu însemnez cei mai buni în Egipt, pentru voi eu însemnez totul. Și când Iisus Hristos a spus, du-te la frații mei, le-a vorbit profetic. Ei erau pe punctul să moară, s-au lepădat de mine, au plecat de lângă mine și lumea arată ca și ei, este pe punctul să piară, pe punctul să moară. Însă eu, profetic, am venit în lumea aceasta ca Iosif să izbăvesc pe frații mei, voi sunteți frații mei, izbăvirea voastră numai un frate de sânge poate să o facă. Și fratele nostru de sânge este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. De aceea, fiindcă El trăiește și noi trăim.
Cei mai buni în Egipt este al vostru, spune Iosif. Cei mai buni în lumea aceasta, nu în Egipt, în lumea aceasta, este al nostru, pentru că Iisus Hristos este împăratul împăraților și domnul domnilor. Are totul sub cheia lui, are totul sub mâna lui. El poate să-ți dea pâine așa de toate zilele, el poate să-ți dea locul cel mai bun, el poate să-ți dea viața cea mai bună, cea mai binecuvântată, protecția cea mai bună. Iosif a oferit protecție fraților săi. Protecția cea mai bună pe care poate să-ți oferească cineva, oferi cineva, este protecția care ți-o oferă Dumnezeu. Suntem frații lui Hristos. Acesta e argumentul lui Iisus. Cea de două dimensiuni argumentului său este una realistică. Și vă rog să înțelegeți ce vreau să vă spun. Îmi cer scuze că nu am vorbit cu familia atât rău și vă rog cu respect, dați-mi voie să folosesc numele dumneavoastră în argumentul pe care spun. Pentru că este experiența cea mai recentă. A murit mama, sora Irina. A fost foarte frumos, fiți atenți ce vă spun, că biserica s-a dus să fie alături de ei. S-au rugat cu ei, am fost la serviciu memorial, ceea ce a fost acolo, la mormântare. Întrebați familia tărău, pentru că asta vă vorbește mai practic ce vă spun eu acum. După ce s-a terminat înmormântarea, câți din prieteni au mai rămas lângă ei? Câți? Nici unul. Pentru că natural așa este. Când se întâmplă o tragedie, când moartea se întâmplă în familie și când trauma recuperării după moarte are loc, singurii care stau lângă tine sunt membrii familiei. Sunteți de acord? Nu prieteni. Nu prieteni, nu ucenici. Membrii familiei. Și Iisus Hristos a spus acest lucru. Maria Magdalena, du-te și spune fraților mei. Chiar dacă toți o să vă părăsească, eu n-am să vă părăsesc cu niciun chip. Veți trece prin apă și prin foc. Toți o să vă părăsească, eu n-am să vă părăsesc. Ia citiți și uitați-vă la Marele Apostol Pavel. Are mulți prieteni, pentru că este un om influent. Chiar dacă este legat, intelectul lui imens, adâncimea cu care el gândește, a impresionat pe demnitarii timpului, pe împăratul Agripa, pe cei din vremea lui, dar este dus să fie judecat la Roma. Eu sunt convins că acolo în închisoare, unde apostolul Pavel este, au venit prietenile și au spus: Pavele, în ziua în care te vor duce să te judece în fața lui Irod, lui Nero, să nu-ți faci nicio problemă. Noi avem relații cu judecătorul cu tare îl cunoaștem, pe senatorul cu tare îl cunoaștem, pe procurorul cu tare îl cunoaștem, nicio grijă, Pavel, venim noi cu tine și dacă o să se întâmple ceva în curtea de judecată, să ne spui nouă. 2 Timotei 4:16. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Ați auzit bine? 2 Timotei 4:17. Însă Domnul a stat lângă mine. Și am fost izbăvit din gura leului. Cine rămâne lângă tine? Prietenul din Chicago? Membrii familiei. Spune fraților mei, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Evrei 13:5. Căci el însuși a zis, cu niciun chip n-am să vă las. Cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Nu-i glorios Mântuitorul nostru? N-are el un mesaj binecuvântat în mesajul învierii? Tu nu ești singur, dragul meu. Tu nu ești singur. Iisus, fratele tău, este lângă tine. De aceea, întorcându-mă spre concluzie în această seară, mesajul învierii din ziua întâi și până astăzi este acesta: învață-te să umbli prin credință. Nu prin vedere, prin credință. Nu lega inima de lucruri vizibile. Tu trebuie să crezi cuvântul, mesajul, du-te, spune fraților mei. Mesajul acesta are putere de schimbare, are putere de transformare. Dacă îți trebuie cel mai mare argument pentru învierea Mântuitorului Iisus Hristos, este mesajul lui care schimbă oameni și astăzi. N-ați urmărit niciodată, chiar dacă ați urmărit, dați-mi voie să,
să vă spun pentru scopul argumentului. Stephen Baldwin, unul dintre cei mai frumoși și mai influenți actori americani. Toată familia Baldwin este o familie de actori. Stephen Baldwin are următoarea mărturie. Într-o zi, am adus în casa mea, în casa noastră, o servitoare din Brazilia, o slujitoare. Foarte greu vorbea englezește, aveam nevoie de cineva la copii. Soția mea, spune Stephen Baldwin, era o femeie extrem de dificilă. Extrem de dificil. Aproape nimic nu mulțumea. Aproape nimic. Femeia aceasta care stătea la noi în casă, o auzea mereu cântând. Știam când zicea Hezu, Jesus, Iisus și Aleluia. Și într-o zi, cu soția m-am dus și am zis, tu când cântai creștine, nu-i așa? Și a spus ea, da. Am așteptat momentul acesta ca să mă întrebați ce cânt. Pentru că eu am venit în casa voastră, nu la voia întâmplării, eu am venit în casa voastră în urma unei profeții în Brazilia. Dumnezeu mi-a spus, te trimit în America, vei intra într-o casă mare și în casa aceasta mare e un pește mare. Pe peștele acestea vreau să-l aduc în turma mea. Tu ești peștele ăsta. Și Stephen Baldwin, care era foarte arogant, că tot neamul lor este un neam arogant, a zis, am vrut să mă port după aroganța mea în clipa aceea. Și am zis, știi că am putere să te dau afară? Și i-a zis, știu, dar tu nu mă poți da afară. L-a mirat îndrăzneala ei. După câteva luni de zile a văzut că soția lui s-a schimbat. Soția lui, care era o femeie extrem de dificilă, mai ales în problema mulțumirii. Nimic nu o mulțumea. A venit acasă, spunea el, și am găsit-o pe genunchi rugându-se și plângând. A venit în altă ocazie acasă și am auzit-o vorbind în limbi ciudate. Și am întrebat-o, ce se întâmplă cu tine? Și a zis, Dumnezeul la care slujește slujitoarea noastră, cu cuvântul lui s-a atins de mine. Tu nu vezi că m-a schimbat Dumnezeu? Și spune Stephen Baldwin, am văzut că a schimbat-o Dumnezeu. Și am zis, mă duc și eu să vedem unde te-a schimbat Dumnezeu, într-o biserică penticostală. S-a dus. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Său cel Sfânt. Este un om nou. Și în loc să mai torne filme din acelea murdare, Stephen Baldwin este un predicator eficace pentru generația tânără. Știți de ce? Pentru că a crezut mesajul învierii lui Hristos. Este puterea cuvântului lui Dumnezeu care schimbă. Argumentul învierii lui este schimbarea noastră. Este schimbarea oamenilor celor mai răi în oameni noi. Poate ai fost obișnuit să umbli prin vedere. Ai fost obișnuit, ca și Maria Magdalena, într-o lume controlată doar de fizic. Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos este acesta. Nu mă țineați, nu mă țineți cu lucruri de nimic. Dacă vreți să mă cunoașteți pe mine, deschideți cartea. Căutați în cartea Domnului și citiți. Și din ziua aceea din care El a înviat din morți, o relație nouă a stabilit cu omenirea, umblare prin credință, o misiune nouă. Nu păstra numai pentru tine ce ai descoperit în Dumnezeu și de asemenea argument nou. Ești fratele Domnului. Și cum spuneam, chiar dacă toți te-ar părăsi și se întâmplă lucrurile acestea prea des, cum zice Apostolul Pavel, toți m-au părăsit, să nu le ține Domnul în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și am fost izbăvit din gura leului. Nu vrei să ai pe Iisus Hristos fratele tău? Nu vrei să fii frate cu Iisus Hristos? Învierea Lui te face frate. Învierea Lui te face soră cu Iisus Hristos. Și odată ce ai un frate ca Iisus,
nu-ți mai este frică nici de moarte, nu-ți mai este frică de nimic, pentru că aceste cuvinte ale Lui, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, sunt cuvinte care trebuiesc crezute. Eu cred cuvântul acesta. Și mă rog Domnului să crezi și tu, mă rog Domnului să credeți și voi, mă rog Domnului ca acest mesaj să intre în inima ta și să înțelegi cu adevărat cine este Iisus, să înțelegi cu adevărat că El este viu în vecii vecilor și să înțelegi că El te iubește cum nu te iubește nimeni în lumea aceasta, în universul acesta. Glorie Domnului!